Bună, fetelor! În ziua de astăzi este foarte important să știm cum să ne hrănim copiii într-un mod sănătos. Ce greșeli fac părinții în ceea ce privește alimentația copiilor lor? Dacă nu mă înșel, unul din patru copii au greutate peste măsură, da? România chiar este campioană la gradul de obezitate și acesta este un lucru foarte îngrijorător. Odată pentru copiii din ziua de azi, dar și pentru adulții de mâine. Să ne privim cu un pic de considerație, da? Și să nu ne mai învinovățim că greșim, dar să vrem să îmbunătățim lucrurile. Ar trebui părinții să facă copiilor o educație alimentară încă de mici? Foarte mulți părinți pică în capcana asta de a spune mâncarea asta este sănătoasă, asta este nesănătoasă. În momentul în care ceva este extrem de interzis, mintea întotdeauna va cere și este suficient să guste o dată, că după aceea va deveni o dorință foarte mare asociată cu recompensă și cu plăcere. Să nu mai catalogăm mâncarea sănătoasă și nesănătoasă, ci în mâncare care este potrivită pentru tine și pentru vârsta ta și mâncare care nu este potrivită pentru tine și pentru vârsta ta. Dacă pe măsură ce crești, tu vei putea consuma și alte tipuri de alimente. O altă recomandare pe care aș oferi-o părinților și tot din practica mea de părinte, nu de specialist, este să nu puneți copiii la dietă. Lucrez cu copii de 10-11 ani care au trecut prin tot felul de diete și efectiv copiii aceia se îngrașă și cu aer. Orice altă formă n-a le explica că noi de acum mâncăm în felul acesta ca să fii mai puternic, ca să ai mai multă energie, deci schimbăm denumirile pentru că pe copii nu-i ajută ideea de a fi la dietă. Câte mese ar trebui să oferim copiilor noștri în fiecare zi? Deci nu este vorba despre a respecta un număr X de mese, ci a te uita la copilul tău și a vedea cum este el, dacă copilul este energic. Dacă copilul are o bună dispoziție, dacă copilul se așează cu bucurie la masă, că și asta e foarte important, să-i placă ceea ce mănâncă, înseamnă că eu ca părinte fac ceea ce trebuie. Da, este bine să avem niște repere, dar hai să ne mai uităm și la preferințele copilului. Apropo de sintagma, mănâncă tot din farfurie ca să ieși afară sau mănâncă tot din farfurie ca să nu-ți lași norocul acolo. Ce poți să ne spui despre asta? Sunt doar programări pe care părinții le fac la vârsta mică și va afecta la vârsta adultă. Deci nu mai folosim sintagme de tipul acesta. Mănâncă până te simți tu sătul. Anca, acum pe final aș vrea să dăm părinților 3 sfaturi în ceea ce privește nutriția copiilor lor. Relaxați-vă, în special cu mămicile proaspete, da? Deci relaxați-vă atunci când vine vorba despre hrana copiilor. Informați-vă că este foarte important și uitați-vă la voi în primul rând. Modelul comportamental de a mânca se copiază. Noi îți mulțumim foarte mult pentru acest interviu. Sper că a fost de ajutor tuturor părinților care ne urmăresc. Și acum trebuie să predăm legătura înapoi la fetele noastre din platou, fetelor. Anca Alungulese a venit la noi în platou ca să continuăm discuția. Bine ai revenit! Bine v-am regăsit, dragilor! Bine ai revenit! Ce faci? Cum Foarte ești? Bine, voi? Foarte bine! Așteptând să începem acest subiect important de discuție despre obezitate, nu este... Chiar este un subiect foarte important și... Este o problemă, obezitate nu? Obezitate este o mare problemă, da? Deci mai este un flagel nu numai la nivel național, ci la nivel mondial, da? Deci sunt foarte multe persoane care au probleme cu greutatea, care au dezechilibre pe partea de greutate, nu doar adulți, ci și copii și, de fapt, asta e mai tragic. Apropo de copii, am reușit și de obezitate, am reușit să scăpăm de mentalitatea mănâncă tot din farfurie? Ca să te faci mare, da? Da. Ca să fii puternic. Oarecum, dar nu cred. Nu cred că definitiv. Nu, pentru că cumva fiecare părinte are această temere, mai ales că noi părinții de astăzi venim din acest tip de educație, da? Mănâncă tot din farfurie ca să te faci mare. Sau eu, de exemplu, o știu pe aia, nu-ți lăsa norocul în farfurie. Exact. Și acum mai am tendința să mai iau și ultima. Exact. Să cum să-l lași, acolo, că e cel mai bun. Da, așa e, așa e. Și atunci adultul are această dificultate în a lăsa mâncare în farfurie. Eu chiar
care îi întreb pe clienții mei când lucrez în psihodietă cu ei, dacă au capacitatea să lase în farfurie sau să dea mâncare deoparte. Și 90% din cazuri nu există aceasta. Nu, nu. E risipă. Toate obiceiurile alimentare sănătoase trebuie să se formeze încă din copilărie. Asta este foarte important. Comportamentul alimentar se formează din copilărie. Tiparul după care se merge sunt evident părinții. Vedem foarte mulți copii care au dezechilibre pe partea de greutate pentru că trăiesc în familii supraponderale, da? Și cumva ajung să se gândească că dacă așa-i mei sunt așa, e în regulă să fiu așa, dar nu este în regulă. Greutatea mare nu se moștenește. Se dobândește de-a lungul vieții. Toți ne naștem, deci toți bebelușii se nasc și noi și bebelușii care există acum se nasc cu capacitatea de a pune stop atunci când se satură. Deci au capacitatea de sațietate, de a se opri când sunt sătui și se nasc cu o greutate optimă. Deci nu poți să forțezi un bebeluș să mănânce mai mult decât îi trebuie pentru că scuipă mâncarea. Deci, practic, obiceiurile nesănătoase le deprind de la părinți. Sigur, le deprindem odată de la părinți, dar și din cauza mediului în care trăim. Pentru că părinții dragi de ei, și eu vorbesc din postura de părinte, noi ne străduim să facem tot ce putem, câteodată nu ne iese, pentru că mediul nu ne ajută. Diversitatea e foarte mare, tentația este foarte mare, copiii vin în contact cu tot felul de alimente și atunci vor. Știți, ochii văd... Inima cere, da? Și burta se trezește. Vreau să te întreb ceva. Am citit undeva că numărul de celule grase din corp pe care noi îl dobândim până pe la vârsta de 7 ani rămâne același pe tot parcursul vieții. Adică dacă am fost copii grăsuți până la 7 ani, ne vom zbate o viață întreagă să rezolvăm această problemă. Este adevărat sau nu? Și da și nu. Este clar că corpul are memorie, da? Așa cum are memorie dacă tu, de exemplu, ai făcut sport în copilărie și în adolescență și ai avut musculatura foarte lucrată, el are memorie, se va întoarce cu mult mai multă ușurință la tipul acesta de până musculatură. Până la o anumită vârstă. Dar trebuie să faci ceva, da? Deci întotdeauna organismul are memorie. Dar să nu uităm că corpurile noastre sunt conduse de altcineva, deci corpul nu merge singur de capul lui, e condus de minte. Deci de aici vine tot. Exact. Exact. Și atunci sunt foarte importante mesajele pe care le transmite. Ce se întâmplă atunci când într-o familie, nu e caz concret de la mine de acasă, dar e ok, într-o familie, de exemplu, soția, mama, are un regim alimentar sănătos, echilibrat și așa mai departe, are grijă, că trebuie să aibă grijă, că are intoleranțe și n-are ce să facă, dar tatăl mai scapă o prăjitură, o ciocolată și cei mici nu știu, de fapt, care este exemplul pozitiv. Cum gestionăm o astfel de situație într-o familie în care mama trăiește sănătos și tatăl mai scapă și... Păi uite, gândește-te tu unde te-ai duce. Eu adică m-aș duce la mamă, dar copiii se duc totuși. Cu mintea de adult, da, te-ai duce la mamă, pentru că înțelegi importanța acestor reguli și înțelegi, de fapt, cât libertate îți oferă ție, da, mamei respective, faptul că respectă aceste reguli de a mânca într-un anumit fel, că ai un corp armonios, că te simți bine, că ai un nivel de energie crescut, da? Și ai o stare de sănătate optimă. Topicul cu tatăl, da, în partea cealaltă este tatăl. Cum pare tatăl în ochii copilului? Mănâncă orice, oricând, nu are restricții. Mintea noastră este creată să nu respecte aceste tipuri de restricții. Se va duce întotdeauna către plăcere. Mai ales că alimentele dulci, alimentele procesate pe care le cumpărăm din magazine, da, care există, din păcate, dau dependență. Deci există o dependență din punct de vedere biofizic care este greu de înlăturat. Și când și creierul te duce către zona de plăcere, că așa suntem creați, da, de a câștiga întotdeauna ceva, e foarte... E foarte greu de gestionat. Da, dar asta se face în timp și tot prin exemplu personal. Adică, știi cum e, mama face odată de 2 ori, de 3 ori, după aia se supără, se simte dezamăgită, începe să creadă că a greșit și că nu mai funcționează. Nu, trebuie prin repetiție. Perseverență. Dar exact. Cum ar arăta un meniu corect pentru dezvoltarea copilului în zilele noastre, în care suntem bombardați din toate părțile de tot felul de diete,
diete perfecte pentru copiii noștri. Din păcate, din ce am observat eu din practică, acum copiii se îngrașă de la o vârstă foarte fragedă. Deci văd în jur foarte mulți copii cu dezechilibre pe partea de greutate. Lucru care nu se întâmpla acum 20 de ani sau acum 15 ani. Adică nu vedeai atât de mulți copii cu greutate peste medie. Nivelul de mișcare a scăzut drastic. Deci copilul nu se mai joacă cum se juca în trecut, nu mai are acea libertate, da? Noi cumva am copilărit, am fost destul de liberi aici pe zona aceasta. Am fost într-adevăr mai restricționați la felurile de mâncare. Așa e. Dar am fost mai liberi din punctul acesta de vedere, da? Deci ieșeam foarte mult la joacă, nu era nevoie neapărat de asistența părintelui la locul de joacă sau unde ieșea copilul și atunci copilul tot timpul era într-o continuă mișcare. Lucru care nu se mai întâmplă acum. Acum copilul merge doar însoțit de părinte până la 10, 11, 12 ani, depinde de familie, și atunci este foarte restricționată zona aceasta de mișcare. Plus că acum sunt toate aceste device-uri, toată această tehnologie care e și rea și mai puțin și rea și bună, dar are avantaje și dezavantaje. Copilul stă foarte mult pe canapea. Da, deci recompensa lui, dopamina lui se declanșează în momentul în care se așează, se uită la desene, butonează telefonul sau are un joc pe calculator. Școala se întâmplă online în zilele noastre, deci mișcarea este foarte, foarte redusă. Cumva scoți cu forța, îi văd și pe ei mei câteodată, scoți cu forța copilul din casă, afară, să facem o plimbare, exact. Da. Nu vreau. Mai bine și asta să mai... ce înseamnă, Anca? Și asta înseamnă că... Toate porțiile ar trebui să devină din ce exact, mai mici? Exact, da, deci ar trebui să mănânce cumva mai puțin, dar este contra naturii, da, pentru că el are nevoi, corpul trebuie să crească. Creierul este astfel construit încât să ajute corpul să crească. Creierul nostru nu este construit să ajute creierul să slăbească. Deci este construit să ajută creierul să crească. De ce? Pentru supraviețuire. Acel copil trebuie să devină adult. Și atunci, de mâncat mănâncă, alimentele care există acum, majoritatea sunt super procesate, da? Deci sunt trecute prin tot felul de procese chimice ca să existe un termen de valabilitate mai îndelungat, ca să aibă un aspect plăcut o perioadă mai îndelungată de timp. Deci toate aceste lucruri adunate conduc copiii de astăzi la o greutate mai mare decât cea optimă. Partea cea mai importantă din toată povestea asta este că copiii sunt 100% emoție și mănâncă emoțional foarte mult. Există partea aceasta de recompensare din partea adultului vis-a-vis de copil. Încă există tipul acesta de educație. Dacă te liniștești, hai să mergem să mâncăm o înghețată, uite, dă o cățică de ciocolată. Dacă iei foarte bine la matematică, mergem la o pizza, multe petreceri pentru copii. Și atunci în mintea copilului imediat se creează legătura. Dacă comportamentul meu este pe placul părintelui, atunci primești ceva recompensă. Bun. Apropo de porțiile mici, am avut o discuție de curând cu mama mea, care nu a înțeles de ce porțiile, sau mă rog, mesele principale conțin porții foarte mici atunci când vine vorba de copii și nu numai de copii, că eu am încercat să duc mai departe acest regim alimentar și când a văzut la masa de prânz o supă, jumătate de fapt dintr-o supă, cât ar fi fost normal, și mama, cum? Păi să le dai copiilor să mănânce, îi ții înfometați. Și atunci am explicat că da, copiii mei au într-adevăr un avantaj prin faptul că sunt cu ei foarte mult timp și atunci îmi permit să le dau porțiile mai mici, mai dese, și gustările, să mă ocup de ele în așa fel încât să nu-și iei singuri, nu știu, ceva de ronței din frigider. Dar este foarte greu, adică pentru o mamă mi se pare epuizant. Da. Și aici vorbesc din tot suflet. Este epuizant să faci chestia asta odată la două ore, să te trezești. Să pui într-una masă, mi-e foame. Da. Deci iată că dar nu e imposibil. Senzația de foame apare foarte des. Punem senzația aceasta de foame cumva exacerbată, da? Parcă tot timpul vor să mănânce, ca și adultul de altfel. Simte nevoia să ronțăie ceva și în primul rând o punem pe seama faptului că dacă apare des senzația de foame și simți nevoia să mănânci mult, da? Înseamnă că, de fapt, ceea ce îi oferi tu organismului nu ți asigură necesarul de nutrienți.
toate persoanele care au dezechilibre pe partea de greutate, adică sunt mai mari de greutatea optimă și mănâncă mai mult, atenție, de fapt, la nivel celular sunt subnutrite. Deci celulele, de fapt, sunt înfometate și de aia cer tot timpul de mâncare. Doar că persoana îi dă ceea ce nu trebuie. Tu îi dai calorii goale, da? Și corpul în continuu cere. El cere nutrienți. Cere minerale, da? Care de unde le luăm? Din fructe, din legume, dintr-o carne de calitate, da? Adică e nevoie de această atenție, da? Și în relația cu copiii, dar și în relația cu propriul nostru corp, în momentul în care simțim că mâncăm peste măsuri, bă, orice aș mânca, parcă nu mă satur, e clar că ceea ce mănânc, de fapt, nu e ceea ce trebuie. Și capcana în care picăm cu toți este că ne ducem către zona aceasta excesivă de carbohidrați. Planeta noastră a ajuns să se hrănească în proporție de 70% pe zi cu carbohidrați, dimineață, prânz și seară. Pâine cu ceva, paste, orez, pentru cartofi. Pentru că îți dau senzația toate, de sațietate. Îți dau doar senzația de sațietate, dar sațietatea nu ne-o luăm din carbohidrat, da. Ne-o luăm din grăsimi sănătoase. Deci mănâncă cu pâine ca să te saturi este doar un mit. De fapt, mănâncă cu zahăr, că pâinea în organism se transformă în glucoză, deci are același efect ca și cum aș mânca o prăjitură, da? Nu e aproape nicio diferență. Tu, de fapt, tot dai zahăr în continuu, energia îți crește și la o oră deja iarăși simți senzația de foame. Senzația de sațietate ne-o luăm din proteină de calitate și din grăsimi sănătoase. Ce înseamnă grăsimi sănătoase? Bogate în omega-3, adică acele tipuri de grăsimi care au un rol antiinflamator în organism. Cum ar fi? Peștele, avocado, nucile, semințele. M-am documentat. Să nu treacă zi fără să consumăm această categorie de alimente. Din păcate, grăsimile au fost foarte denigrate de-a lungul timpului și lumea încă confundă grăsimea luată din alimentație, da, cu grăsimea care se așează pe organism. Și are senzația că dacă mănânc aceste tipuri de alimente, o să fac strat de grăsime. Nu, o să-l dai jos. Tocmai e un meniu sănătos. Exact. Da, toată lumea, multă lume se gândește, deci trebuie să consumăm grăsimi. Bine, perfect, o slăninuță. Acum de bună, de lăsata secolului, de că vine Crăciunul, da. nu e interzis. Adică poți să consumi și aceste tipuri de grăsimi, dar să fie cu titlu de mai rărus, că e mai drăguț. Da, depinde cât. Dar spuneai că noi suntem tentați așa să mergem spre plăcere întotdeauna. Da, întotdeauna. Evident, nu avem cum să evităm asta în 100% din cazuri, dar sunt convinsă că tu ai niște sfaturi pentru a înlocui plăcerea cu ceva mai sănătos. Adică mă gândesc că pentru orice rău există și o alternativă întotdeauna sănătoasă. Există alternativă sănătoasă și uite, întotdeauna recomandările mele merg în direcția aceasta. O persoană care își dorește să slăbească, care simte că are o problemă cu greutatea, este o persoană deja care se plasează pe treapta vinovăției, a neputinței, dar nu reușesc, uite, atâția ani m-am chinuit, nu-mi iese, adică e ceva neregulă cu mine. Și atunci, în primul rând, ca să fie pregătită pentru succes, trebuie scoasă de acolo, să înțeleagă că efectiv nu are nicio vină. Deci faptul că a avut un parcurs, că a fost educată într-un anumit fel, că s-a recompensat cu anumite alimente care nu i-au făcut bine de-a lungul timpului, toate acestea au un efect cumulativ. Din păcate, dezavantajul cu hrana, din punctul meu de vedere, e următorul. În momentul în care mănânci, îți satisface o plăcere care atunci este extrem de urgentă, adică dacă nu mănânc ciocolata asta acum, viața e nasoală, adică trebuie să o mănânc cu orice preț, deci e o maximă urgență. A slăbi și a fi fit, în formă, suplu, cum vrei tu, nu mai e o urgență. Deci dispare urgența, oricât de mult ți-ai dori, pentru că atunci creierul tău vrea acea ciocolată. Dar putem să-l păcălim cu altă altceva. Rețetă de putem, ciocolată? Evident, de exemplu, când evident. Un copil vine și cere ceva dulce, putem să-i dăm ceva sigur, sănătos? Sigur că da. Adică să fie la mergem fel de pe variante sănătoase care înlocuiesc. Deci nu interzicem, pentru că a interzice înseamnă a se dori și mai mult. Exact. Și pofta întotdeauna crește. Fiica mea mi-a zis și tot timpul exemplu ăsta, de ce la desene animate apar întotdeauna reclame cu dulciuri, dacă zahărul mami nu este atât de sănătos cum îmi spui așa de fiecare este. Dată. Logică de copil, da. Foarte exact. Bine. Da, deci la noi, de exemplu, în România, și asta iarăși mi se pare o problemă, încă sunt permise reclamele la desene animate, deci există asocierea făcută între desenul animat, ceva ce copilului place oricum și stă și se uită, și un dulce. Da. Nu mai zic dulciurile cu surprize. Adică e, cumva pare o luptă împotriva curent, împotriva
împotriva curentului. Și atunci intervine responsabilitatea părintelui, dar responsabilitatea asta cu blândețe, pentru că majoritatea părinților se învinovățesc, că bă, nu fac bine, întotdeauna greșesc, pentru că tiparul este acesta, da? Deci au crescut cu gândul acesta de critică, de greșeală și atunci își dau seama că orice ar face nu le iese bine cu copilul. Da, e un drum, da? Ăsta e procesul, de fapt. Anca, îți mulțumim din suflet că ai fost.